cea. Dragul meu mi este jocul că îi stâmpăr inimii focul. Am venit în seara aceasta într-un loc unde se dansează românește autentic. Sunt niște băieți și niște fete extraordinari care preferă să petreacă timpul liber într-un mod util și ancestral, să zicem. Nu stau pe TikTok, nu stau pe... Dar dacă mă vedeți pe Instagram, ziceți că-s de-a lor. Mergem să vedem cum dansează, să mă învețe niște figuri, niște ponturi, niște strigături. Haideți după mine! Da, o bătaie simplă. Oh, eu nu intru aici. Zice, o bătaie simplă. Cine? Am înțeles că e cea ansamblu Dor de Joc. Salut, Ovidiu, te-ai lăsat de clube. Joc Dor de Joc. Bună seara și bine v-am găsit. Lung-i drumul Clujului. Așa era și Aurel Tămaș înainte să plece din Moșa. Că toată lumea pleacă de o viață. Numai unii se întorc la Moșa cu sărmâna. Nicu, încântat. Bine ați venit. Aveți grijă, doamnelor, domnișoarelor, puneți mâna, se ia. Care doreți? Uiuiu și iară eu, iară am eu, fă tu. Și? Numai bine, Andrei. Tăticul? Tăticul. Sau instructor. Cum a fost? Printre două dansuri ai reușit să și... Da, să zice că așa a fost. Aplauze! Bine că e cu nevasta, că dacă nu mă auzeam, celebru instructor de dans popular, nu știu ce, dar așa... Ai grijă, mai pune ceva și tu pe tine. Am crezut că ești Andreea Mutu în mizerie, ce faci, joci și fotbal. Nu, antrenez, dansez. Câți cursanți aveți acum? Păi astăzi suntem mai puțini, așa activ, sunt undeva la 40 de cursați. 40 de cursați și de câte ori pe săptămână am repetat? De două și pe șase? Câteodată. 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 Care e cel mai vechi de aici? Cel mai vechi e Bogdan. Bogdan. Primiți-l pe Bogdan. Hai, chiar hai. Stai să dăm mai mare scrisul. Știu cum. Stai cu porul. Vezi că așa acolo scrie. Ești de la Maramuc? Dar nu ies. Când mai mergi să ne aduci și eu, cum i-ai zis tu, un... N-am zis că nu-ți aduc. O mir de la bun. O mir de la bun. El se ocupă cu totul, eu am crezut că e masorul echipă, dacă el e antrenorul. Ce pregătiți? Pentru ce vă pregătiți? Că am auzit că tropoteați aici, ăsta e dublu strat cu trafic intens, cum se făcea în șură pe vremuri la ai noștri și neoanele. Exact. Ce pregătiți? Următorul eveniment? Păi, da, și următorul eveniment. Acum nu pot să zic că ne pregătim neapărat pentru ceva, acum suntem la cursul de inițiere, unde... Am venit bine la cursul de inițiere. Pregătim nou sezon, 2023-2024. Al patrulea sau al cincilea? Acum am intrat în al cincilea an de activitate. Da. Și în februarie vom organiza un atelier aniversar, cum am făcut și în anii trecuți, în afară de pandemie, că nu ni s-o permis. Da. Dar în februarie vom organiza aniversarea noastră de 5 ani. Și unde se ține asta? Încă nu știu. Încă n-am stabilit exact. Într-o sală mare. Într-o sală mare, ca să încapă multă lume. Și cine poate veni la atelier? Toată lumea care dorește să joace. Deci e atelier de dans și joc, sau cum? Da. Deci dacă aveți o hododârlă, un bărbunc, care are nevoie de reparații, veniți la atelierul Dor de Joc. Au și pagină de Facebook extraordinară. Cine se ocupă de ea? Noi. Tu, că tu ai... No. Deci știam, mi-aduceam și eu o mândră, să mă învățați și pe mine joc, dacă sunteți tot la... O mândră. Mândră de joc, nu de... De joc, de joc. Ca să învăț și eu niște dansuri, dacă suntem tot la... Se învață greu, un dans cu probleme. Mai ales dacă își vine acasă. Poate vine numai doamna coregraf să învață. Avem și invitați de străinătate, te salut. Dinule! Dacă ești Dinule! Dinu, de Ineu. De Ineu, da, sigur. Parle francez? Yes, un peu. Oui, je parle français. From? Haiti. Haiti. Je parle francez și eu zic from. Băi, omule bun, și de ce ai venit aici? Să înveți dansurile românești, vedeți? Că s-au dus... S-au dus vorba că dansurile românești fac bine și tu ai venit aici și uite-te, era numai atât, era cât... Numai așa și uite ce s-au înălțat de când dansează. Ai învățat vreo strigătură, vreo... Da. Cum e? Trebuie să stai așa. Unde-i bătut iubirea pe tale și mai cu cineva? Hei, caminul ăsta a pus-o eu. Rămâi acolo la pierdere. Ți-am zis să pui brătele la el. Deci am cablă, dragi, jos. Bun. Iar acum de așa. Da. Bătaia e după ce. A, de fapt, bătaia, pe asta nu clava. Bătaia, ca aia. Care te-ai căscătit sau câte așa? Deschiderea la structuraj. Pata dreaptă. Pata dreaptă, băiatul. Și bană prima dată. Și avem așa, băiatul. Și o lucrăm pata prima. 5, 6, 7, 8 și repet. Stâng, drept și tot. Stâng, drept. Stâng și tot. Drept, stâng, drept. Ori. Ori și bate. 6, 7, 8, 8, 9 și 4, 6, 7, 8 și 8, 9, 10 și 4, 6, 7, 8, 8, 9 și 10 și 2, 3, 3, 3, 3, Domnul dragii mă! E vă vorbea în plângere! Mulțumesc! Domnul Nicu, dacă vreți să învățați mai multe, vă așteptăm... Să vin după particular să-ți dau bani mai mult. Vă așteptăm! Eu vin de altă greu, îți place, eu pe el, știi? Atât la cursurile noastre de inițiere, care sunt în zilele de marți și joi. Marți și joi. Marți și joi, de la ora 19. Nu, nu știu bine. Asta e de dansuri. Asta e antrenor de hip-hop. Luni și miercuri de la ora 19. Și dacă doriți să învățați și mai multe și din alte zone, aveți ocazia la Congresul Național al Școlilor de Dans Popular din România, care va fi organizat la Cluj-Napoca, cea de-a treia ediție, în perioada 12-14 aprilie. Bună, Andrei. Andrei, reales la al 5-lea congres! Bravo! Trebuie să zicem că noi îl organizăm în colaborare cu... Până acum s-a organizat la Mamaia prima ediție și la Tulcea a doua ediție. Cam departe și acum l-ați adus aici. În sfârșit l-am adus și la noi pentru că este organizat împreună cu școala Dans Popular Tăbuș. Da. De la Galați, care sunt și inițiatorele acestui proiect, însă ideea este ca să se mute în diferite locații și să adunăm cât mai multe școli de dans împreună, unde vor fi instructori. Așa și în Doldu, vedeți că acum să suntem după aici, cine știe, poate peste 2 o faceți și voi în Haiti! Prieteni, facem festival de bătut ureac în Haiti! Dar cu această ocazie o să transmitem invitația către școlile de dans tradițional din țară să participe la următoarea noastră ediție, da, cea de-a treia de la Cluj-Napoca și... În aprilie. Da. Ce înseamnă dans? Cum ai zis? Școlile de dans? Tradițional românesc. Câte școli sunt în țara asta? Aveți voi idee? Sunt multe școli, dar congresul a fost gândit și se adresează școlilor de dans popular tradițional din România, școlilor de dans privat, care fac cursuri dedicate adulților, cum avem și noi, cursanți adulți, care vor să învețe să joace. Drag de joc. Dor de joc, da. Foarte bine. Care vor să, ca atunci când merg la evenimente, să nu mai stea la masă. Să atragă, când merg, cum să uite rudile din Arucota, nepotul ce faci jocul la lecții. Sau de ce nu să se întâlnească la dans. Da. Și asta e o oportunitate de socializare și de a cunoaște oameni noi. Da, oricum, jocul la verticală e o speranță pentru ce se întâmplă la orizontală. Deci, poate îmi pus 2 iepuri dintr-o lovitură. No, fain. Pe viitor, ne dorim să aducem să creștem evenimentele noastre și să aducem și tarafuri tradiționale. Adică, în zona noastră avem ceteră, avem braci și avem cotră. Da. Gordună. Așa că... Vin eu la gordună. Nici nu trebuie instrumentul. Mai cresc 5 kg, că vorba ta să crește. Domnul din Haiti contra. Însă vrem să promovăm alături de cursurile noastre de dans tradițional și aceste tarafuri. Da, astea care se pierd, din păcate. Uite, el la Bogdana, la Mustața, la Cucopza. Bogdan Simion, câți bani au făcut. Fiți atenți! Mă, m-a învățat o mișcare și că eu transpir. Fii atent, dragă, ăsta. Deci o intra la apă. Încă o mișcare m-a învățat și vă las să creșteți. Da.